Beneficiile ceaiului de salvie, Salvia, plantă din aceeași familie cu menta, are o istorie îndelungată care mediu pentru diferite boli. De altfel, chiar și denumirea provine din cuvântul latin salvare, care semnifică a salva. Ce beneficii are ceaiul de salvie? Egiptenii o foloseau pentru fertilitate, iar medicul grec Dioscorides scria în rapoartele sale că extractul de salvie oprește sângerarea rânilor și ajută la curățarea acestora. Mai târziu, medicii au folosit salvia pentru a trata entorse și edeme, umflături, răceală, reumatism și dereglări menstruale. Astăzi salvia este folosită în numeroase forme, una dintre cele mai populare și ușor de folosit fiind infuzia. Ceaiul de salvie se bea fără îndulcitori sau arome adăugate și se recomandă cantități mici, băută des. Salvia este un puternic antioxidant. Antioxidanții sunt prezenți în număr foarte mare în salvie și, implicit, și în infuzia obținută din această plantă. Antioxidanții opresc efectele dăunătoare ale radicalilor liberi și curăță organismul de toxine, împiedicându-le să ajungă la celule și să atace țesuturile. Ceaiul de salvie poate preveni semnele îmbătrânirii precoce și poate să scadă riscul de cancer, boli cardiovasculare, Alzheimer și maladii ale sistemului nervos. Salvia conține peste 160 de polifenoli diferiți, care sunt substanțe chimice din plante care acționează în corpul nostru la fel ca antioxidanții. Un studiu științific a arătat că un consum de ceai de salvie, o cană de 240 ml, de două ori pe zi, a sporit semnificativ mecanismul de apărare prin care funcționează antioxidanții. De asemenea, consumul de ceai de salvie a scăzut atât colesterolul total, cât și colesterolul rău LDL. Salvia este benefică pentru pacienții cu diabet în ultimii ani, au fost realizate mai multe studii care au dovedit efectul Salviei de a menține sub control nivelul zahărului din sânge, cu alte cuvinte, ține sub control glicemia. De aceea, Salvia este recomandată atât pentru cei care suferă deja de diabet, cât și cu rol de prevenție, la persoanele care vor să țină această boală la distanță. Un studiu realizat pe șoareci cu diabet de tip 2 a descoperit că salvia acționează la fel ca metforminul, un medicament prescris pacienților cu aceeași boală, pentru a ține glicemia sub control. Ceaiul de salvie reglează nivelul de estrogen salvia, a fost folosită timp îndelungat de femei pentru a diminua simptomele menopauzei, dereglărilor hormonale și dezechilibrelor de lactație din perioada alăptării ceaiul de salvie poate ține sub control bufeurile și transpirația excesivă, simptome caracteristice menopauzei, și poate regla fluxul menstrual foarte abundent, însă nu este recomandată femeilor însărcinate. Salvia, utilă în Alzheimer, fiindcă maladia Alzheimer este o boală degenerativă, niciun tratament nu o poate vindeca pe deplin. S-a dovedit, însă, că dacă se bea ceai de salvie timp de 3-4 luni, acest lucru îmbunătățește memoria pacienților cu această afecțiune. Specialiștii susțin că salvia inhibă pierderile de acetilcolină, o substanță care a fost găsită în cantități prea mici la pacienții cu Alzheimer. Ceaiul de salvie este un aliat pentru o piele frumoasă și un păr sănătos. Ceaiul de salvie poate fi aplicat și pe piele și păr, într-o formulă mai concentrată. Tenul foarte gras poate fi echilibrat cu o baie cu ceai de salvie odată la 3-4 zile pe tenul curățat în prealabil. Lasă infuzia să acționeze până când se usucă complet pe ten, apoi plătește cu apă călduță. Salvia este utilă și pentru păr, mai exact pentru a stimula creșterea părului. Se recomandă aplicarea săptămânală de ceai de salvie pentru a revitaliza părul uscat și subțire și pentru a adăuga grosime. Pregătește o infuzie în 2 litri de apă, lasă-o să se răcească până ajunge la temperatura corpului, apoi plătește-te cu ea după ce te-ai spălat pe cap normal, cu șampon. Ceaiul de salvie poate elimina mătreața și calmează scalpul iritat. Salvia poate să reducă valorile colesterolului rău. LDL, colesterolul rău, este un important factor de risc când vorbim despre bolile cardiovasculare. Unele cercetări au arătat că participanții care au băut ceai de salvie de două ori pe zi și au scăzut valoarea colesterolului LDL și valoarea colesterolului total din sânge, în timp ce și-au crescut nivelul de colesterol HDL, numit și colesterol bun, după doar două săptămâni de consum. Alte beneficii pe care le are salvia un alt efect benefic al salviei a fost observat în rândul pacienților cu dezechilibre ale grăsimilor, lipidelor, din sânge. Cei care au băut ceai de salvie timp de două, trei luni au realizat că s-a produs o scădere a concentrației de trigliceride. Medicii din antichitate foloseau salvia și care mediu pentru răceală. Deși efectele ei nu sunt la fel de puternice ca ale altor plante, ceaiul de salvie se poate dovedi util pentru a calma durerea în gât. Contraindicații și efecte adverse Consumul de salvie, ceai, infuzie, suplimente, tinctură, etc. nu este recomandat femeilor gravide, fiindcă determină contracții uterine. Din cauza că reduce secreția de lapte, nu se recomandă nici femeilor care alăptează, însă salvia poate fi utilizată în momentul înțărcării bebelușului. În plus, o cantitate în exces de salvie poate provoca, indiferent de persoană, iritații gastrointestinale și chiar convulsii. Salvia, ca atare, poate fi consumată în siguranță și nu au fost raportate efecte adverse, însă dacă se consumă uleiuri esențiale de salvie sau prea mult ceai de salvie, aceste obiceiuri sunt asociate cu efecte adverse afectând substanțele chimice din creier, salvia poate scădea eficacitatea medicamentelor utilizate pentru prevenirea convulsiilor. Unele medicamente utilizate pentru prevenirea convulsiilor includ fenobarbital, primidona, acid valproic, gabapentin, carbamazepină, fenitoină și altele. Recomandarea noastră este să ceri sfatul unui medic fitoterapeut înainte de a încerca ceaiul de salvie sau orice alte remedii obținute din salvie. Câtă salvie poți consuma? Cantitatea de salvie care este infuzată în ceaiul de salvie depinde de cât timp se lasă frunzele. Ceaiul de salvie este sigur în cantități normale, dar dacă ai nelămuriri, cel mai bine este să întrebi medicul de familie. Ceaiul de salvie conține tuionă, care poate fi toxică în doze mari. Dacă este consumat în exces, salvia poate declanșa reacții adverse potențial grave, inclusiv neliniște, vărsături, amețeli, ritm cardiac rapid, tremor, convulsii și leziuni renale. Uleiul esențial de salvie poate fi toxic dacă este consumat în exces. Deși nu ar trebui să bei cantități mari de ceai de salvie pentru perioade lungi, poți să bei 1-2 căni pe zi. Ceaiul de salvie nu conține cofeină în mod natural, așa că te poți bucura de el în orice moment al zilei, fără a perturba tiparele de somn. Consumul de ceai de salvie înainte de culcare poate îmbunătăți somnul datorită proprietăților de încălzire și calmare. Aveți grijă de sănătatea voastră, dragi prieteni! Abonați-vă să nu ratați materiale care vă pot fi de folos, apreciați conținutul și distribuiți canalul.